Etapa de sâmbătă din campionatul județean de fotbal Liga a 4 programează marele derby între ocupantele primelor două locuri în serie, FC Argeș Pitești 1953 și Victoria Buzoești. Gazdele se prezintă în fața propriilor spectatori după frumoasa victorie din etapa trecută de la Bascov, acolo unde alt violeții s-au impus cu 2-0 pe terenul marii rivale Unirea. Așa cum bine se știe, în urma victoriei obținute, FC Argeș Pitești 1953 s-a instalat în fotoliul de lider al seriei, la două puncte peste victoria Buzoiești, nimeni alta decât adversara de sâmbătă. Oaspeții merg la Pitești după o victorie categorică 6 la 2 în fața viitorului Ștefănești, partida fiind un bun prilej de refacere a moralului după înfrângerea surprinzătoare de la Rucăr. FC Argeș Pitești 1953 are de partea sa terenul și proprii spectatori adevărați ultrași, lucru de care vor profita elevii lui Adrian Dulcea. Însă Victoria Buzăești, surpriza turului de campionat, are puterea să învingă pe oricine. Astfel, partida de la Pitești se anunță de pe acum a fi una extrem de disputată, o adevărată bătălie pentru întâietate. O altă partidă considerată a fi derby va avea loc la Rucăr între echipa din localitate și Gloria Berevoiești. Gazdele, după un început dezastruos de campionat, pare că și-au revenit și au început să adune puncte în clasament. Mai mult, Ase este singura echipă care a reușit să învingă în aceste 13 etape victoria Buzoiești, nimeni alta decât ocupanta locului secund în clasament. Gloria Berevoiești însă este o echipă redutabilă, foarte puternică și mai mult ca sigur va merge la rucăr după toate punctele puse în joc. Rămâne de văzut cine va avea câștig de cauză. Tabloul complet al etapei a 14-a din Liga a 4 -a este următorul. Liga a 4-a senior etapa a 14-a. Ce se sport impitești, ce se dele repitești. Ce se rucăr, a gloria berevoiești. Ase viitorul Ștefănești 2007, ase micești 2002. Ase fece Argeș Pitești, 1953, ase victoria buzoiești. Ase vulturii pribuieni, a unirea Bascov. Ase Olimpia Suseni, ce se mioven 2.